Lăudat să fie Domnul. Amin. Și încă o dată, lăudat să fie Domnul. Amin. Împreună cu soția mea, Dana, doresc să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, din partea conducerii Bisericii. Vă salutăm pe toți în numele Domnului și dorim ca sănătatea, harul și binecuvântarea Domnului toate să fie înmulțite pentru dumneavoastră și El să vă binecuvinteze pe deplin. Amin. Amin. Apoi doresc să mulțumesc Domnului pentru această oportunitate ca să ne bucurăm împreună. Doresc să mulțumesc și fratelui Iosif Purcar, păstorul bisericii și conducerii bisericii care mi-au extins această invitație și mă simt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și să mă bucur. Mulțumesc și pentru găzduire împreună cu sora Mariana. Ne-au primit cu bine și ne găzduiesc și ne simțim ca în familie, ca între prieteni, ca între rudenii. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur întotdeauna să mă văd cu oamenii pe care îi cunosc de multă vreme și îmi dau seama că în fiecare an suntem tot mai în vârstă și amintirile sunt tot mai vechi. Cu fratele Dorin mă bucur să ne vedem după mulți ani. Nu știu când am mai menționat această amintire. Dați-mi voie să vă spun într-o paranteză, dacă ar fi să amintesc doar câteva din amintiri din punctele de reper de-a lungul vieții cu câțiva dintre frații de aici, inclusiv cu fratele Călin Olar, care m-a învățat să conduc când am venit în America. El era un puști de 16 ani, avea carnetul de conducere și am fost în casa lor în fiecare duminică și eram primiți cu dragoste, eram băieți necăsătoriți, mâncare românească. Amintiri extraordinare, dar nu știu dacă fratele Dorin ține minte, normal, el nu cred că are cum să țină minte, numai dacă îi spun eu că asta nu l-a afectat pe el așa de mult. Deși că odată cred că am mai zis, sunt 40 de ani, 40 de ani, în 1984, eram în fața bisericii din București, Sebastian, unde păstorea fratele Trandafir atunci. Eram acolo foarte necăjit pentru că nu m-au acceptat frații ca să merg la examen la seminar. Nu că am căzut la examen, nu mi-au dat voie să mă duc la examen, ca să dau examenul, mi-au trimis scrisoare acasă și eu am mers acolo să văd ce s-a întâmplat. Și în ziua aceea, în seara aceea, am fost la biserică și în fața bisericii m-am întâlnit cu fratele Dorin Drohora. Nu-l cunoșteam, nu știam cine e, nici nu știu exact cum am ajuns să discutăm împreună și am aflat că de fapt el e din aceeași parte a României și că el e acolo la București. Și eu i-am explicat motivul pentru care sunt acolo și ce necăjit sunt. Și el foarte dezinvolt și simplu mi-a zis, da, nu trebuie să te îngrijorezi pentru chestia asta. Tu du-te acasă liniștit, că dacă Dumnezeu vrea să te folosească, Dumnezeu are căi și metode să te folosească. Tu crezi că trebuie neapărat să vii la seminar aici la București ca să te folosească Dumnezeu? Tu asta gândești. Tu poți să mergi liniștit și Dumnezeu, dacă are de lucrat ceva cu tine, va lucra. Așa am două fraze. Bă, am plecat de la discuția aceea spre apartamentul unde stăteam la sora mea mai mare. Noaptea aceea am meditat. În ziua următoare m-am întâlnit cu fratele Trandafir Șandru. Acolo o veste tristă oarecum, un fel de păcăleală, m-am întors acasă necăjit, dar în același timp am zis, da, sigur, dacă Dumnezeu, care e stăpân, dacă Dumnezeu vrea să mă folosească undeva sau are nevoie de slujirea mea undeva, Dumnezeu va lucra și Dumnezeu ne va folosi și Dumnezeu ne va binecuvânta.
Și n-a durat multă vreme până când în anul 85, la începutul anului, împreună cu fratele Iosif și cu încă vreo 4, 5, 6 tineri, ne-am întâlnit întâmplător cu ghilimelele de rigoare, în biserica de pe Valea Losnei, de pe Valea Someșului, la 12 km de satul meu natal. Ne-am întâlnit mai mulți tineri, toți din Baia Mare, întâmplător, fără să programăm noi, dar cineva ne-a invitat așa în mod individual. Mă, nu veniți și voi, mă, nu veniți, haideți și voi, haideți și voi. Și numai ne-am trezit acolo duminică la slujba aceea. Și a fost așa de frumos la slujba aceea, nu pentru că am predicat noi, ci pentru că Domnul ne-a binecuvântat și s-a îndurat de noi. Și așa de bine ne-am simțit noi, tineri aceia care pentru prima dată am fost împreună. Pentru prima dată am slujit împreună. Așa de bine ne-am simțit, așa de familiar ne-am simțit și confortabil unul cu altul, că am zis, da, dacă duminica viitoare am merge toți împreună în altă parte, dar dacă ne-am întâlnit peste săptămână ca să ne rugăm și să studiem Scriptura și să avem părtășie și să ne pregătim pentru duminica următoare. Și așa a lucrat Dumnezeu, că de acolo s-a născut un grup de tineri care între 7 și 40 de persoane am oscilat după cum putea să vină fiecare. Și apoi după un an de zile, în 85, am ajuns la mănăstiri, la Cluj, unde eram împreună cu grupul și credeam că Dumnezeu va lucra ceva și prin noi. Că așa ne-am gândit și noi plecând de acasă. Și în seara aceea era o binecuvântare de copii. Și noi ne-am gândit, eu m-am gândit ca și eu, mă, noi încurcăm programul aici, o să-i dăm pe oameni peste cap, am apărut noi, noi avem poem, avem cântări, avem poezii, avem predici, oamenii ăștia au binecuvântări de copii, trebuie să-și țină și ei binecuvântarea, îi biserică mare, nu știu cum va fi și ce va fi, dar e ok, suntem în mâna Domnului. Și nu mai știu exact cum Dumnezeu a lucrat în seara aceea, dar fratele Dorin Drohor a ținut predică atunci de binecuvântare, o predică foarte faină, atunci cred că mi-am adus aminte de ce s-a întâmplat în anul trecut și în seara aceea am avut o experiență extraordinară cu grupul în biserica aceea, o experiență unică în felul ei cu o cercetare a Domnului, că n-am încurcat, nici noi n-am încurcat programul, nici binecuvântarea n-a încurcat programul, nimeni n-a încurcat programul. Pentru că Dumnezeu a fost acolo și a binecuvântat adunarea și când lucrează Dumnezeu și face Dumnezeu ce vrea, e extraordinar de frumos. Și știu că atunci s-au predat Domnului după estimentul nostru cel puțin 20-30 de persoane. A fost așa o mișcare a Duhului. Noi când am plecat de acolo am zis că am auzit ca un zumze de albine în adunare, că s-a ridicat biserica în picioare fără ca să fie chemată să se ridice în picioare. S-a ridicat biserica în picioare la rugăciune și a fost așa o bucurie și o cercetare și o înviorare. Și apoi alte experiențe noaptea aceea, poate că vă spun cu altă ocazie, în seara aceea când ne-am pornit pe drum înspre casă, pentru că călătoria aceea la Cluj a fost o călătorie cu adevărat încărcat așa cu minuni și experiențe care ne-a marcat toată viața. Și acum dacă aș începe să povestesc experiențele care noi le-am avut cu grupul de tineri și câte au fost și cât am umblat, într-un an și jumătate am vizitat peste 140 și ceva de biserici. La peste 140 ceva de slujbe am fost ca și copii, asta înseamnă 140 ceva de predici. Că noi n-am mers nicăieri fără ca să predicăm și fără ca să slujim, că ăsta a fost motivul. Cântare, poem, poezie și predică. Și apoi rugăciune și Dumnezeu lucra cum vroia El. Că noi nu eram nici predicatori, nici cântăreți, nici profesioniști, nici n-aveam nicio calificare din punctul ăsta de vedere, decât că am zis, Doamne, suntem aici, dacă Tu vrei să faci ceva, Tu poți să faci, că ești stăpân și depindem de Tine. Și frați și surori, până în ziua de azi, putem să vă spunem același lucru. Domnul este Cel care face. Noi dacă mergem undeva, mergem ca și oameni, ca să slujim, să predicăm, să cântăm, să ne bucurăm, să ascultăm, dar Dumnezeu este Cel care are milă și lucrează. Binecuvântat să fie numele Lui.
Și seara aceasta e o seară de sărbătoare pentru dumneavoastră, după cum am citit sus. Deși că ați numit o seară de evangelizare, e o seară de evangelizare pentru că vreți să vă aduceți aminte de modul în care Dumnezeu a lucrat și v-a binecuvântat și să aduceți și să aducem o jertfă de mulțumire Domnului. Să nu vorbesc că dacă ar fi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva experiențe care le-am avut chiar cu dumneavoastră aici și nu chiar aici în biserică, în hol și în clădirea veche și în birou, să vă spun că la dumneavoastră, la biserică, am avut cea mai lungă ședință din viața mea și eu slujesc cam de multă vreme. 3 ore de ședință cu comitetul de la ora 3 după masa până la ora 6. Și după ce am terminat ședința de comitet, am intrat direct la ședința cu adunarea fraților, pentru că frații erau adunați și ne așteptau. Și de la ora 6 la ora 3 dimineața, 12 ore. Și apoi am mers acasă și nu știu dacă atunci s-a întâmplat sau altă ocazie, fratele Paul, pe la 4 dimineața, era un frig atunci, hai că trebuie să mergem la aeroport. Ar fi multe de spus, dar vreau să vă zic, așa ca și concluzie, Dumnezeu e mare și bun și îndurător. Și Dumnezeu are milă de noi. Amin. Și a avut milă de dumneavoastră. Sora Ana, fratele Dorin, zicea că a lucrat aici. Eu n-am prins vremea aia să lucrez aici la construcție, dar sunt unii care au lucrat și se bucură, pentru că sunt frați și surori, copii ai Domnului, care se bucură de locul ăsta. Nu-i așa că e frumos, e un motiv de mulțumire. Și dacă fratele Dorin a citit textul de acolo și s-a gândit că e potrivit, am zis că o să mai împărtășesc și eu cu dumneavoastră ceva tot vis-a-vis de acest text și de acest cuvânt, pentru că a pune o piatră de aducere aminte are o mare semnificație. Și interesant că noi n-avem tradiția asta, dar în Israel se obișnuia să luau bolovani, pietre mari, și să puneau într-un loc. Și de pietrele alea mari se împiedica oamenii din când în când și punea întrebări: de ce-i piatra asta aici? Și era un subiect de discuție și avea o însemnătate, avea o valoare. De aceea Samuel, în ziua izbăvirii pe care a dat-o Domnul, a pus o piatră și a spus numele Eben Ezer. O piatră pusă înaintea Domnului declară că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Amin. Declară că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic. Declară că El intervine în viața oamenilor și El face lucruri extraordinare. Aș vrea să vă duc cu gândul și cu mintea în Iosua, capitolul 4. Țineți minte că Israelul a trebuit să treacă Iordanul. Extraordinar. Un popor, o mulțime, bărbați, unii înarmați, alții mai în vârstă, femei și copii și animale, trece Iordanul. Trebuie să treacă Iordanul. Nu-i pod, nu sunt bărci, nu sunt alte căi. Cum să treacă un astfel de popor Iordanul? Și Iordanul e ieșit din albia lui. Că Iordanul, la urma urmei, cum e acum, nu e chiar așa de mare. Poate că atunci a fost mai mare. Acum nu-i chiar așa de mare. Am fost și l-am văzut de 3 ori. Nu-i chiar așa de grozav cum aș fi gândit eu. Dar dacă ieși din albie, e desperiat. Și trebuia să treacă Iordanul. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și îi promite Dumnezeu că va trece poporul. Poporul va trece Iordanul și va trece ca pe uscat. Dar trebuie să aducă chivotul, trebuie să aducă preoții și trebuie să meargă înainte cu chivotul. Și nu se va întâmpla nimic până când picioarele preoților nu o să ajungă în apă. Măi, dar ce test a pus Dumnezeu?
Că dacă ești pe munte sus și aștepți și zici, Doamne, vrem să vedem când miști apele, vrem să vedem când vine cutremurul ăla de pământ, vrem să vedem când se deschide o groapă și cade apa în groapă, vrem să vedem când se pune un zid și se ridică apa ca un zid, vrem să vedem și când vedem, ne pornim la drum. N-ar fi chiar așa de greu, așa-i, fraților, dacă de la distanță te uiți și vezi la un moment dat, aștept și te rogi, Doamne, lucrează, Doamne, lucrează. Și vezi cum se oprește apa, când ai văzut, na, acum la drum, pornim mai departe, dar nu așa. Nu așa a lucrat Dumnezeu, i-a testat. Le-a testat Dumnezeu credința. Au trebuit să ia chivotul și să pornească înspre apă și apa curge. Apa curge în continuu și s-au apropiat, nu știu dacă o discutat între ei. Mă, ce părere ai, să oprește apa sau nu se oprește? Ce zici? Nu știu că n-am mai fost pe aici. Ca și cum am fost noi la frontieră, când ne-am întrebat pe colegi, mă, pe unde să o luăm? L-am întrebat pe George Ciurdaș, mă, pe unde să o luăm? Zice, Cornel, dar eu am mai fost pe aici? L-am întrebat pe Lazan, măi, George, pe unde să o luăm? Pe ce parte să o luăm? Că suntem pierduți, mă. Suntem pierduți și ne prinde armata, mă, vine cu câinii după noi. Dar de ce mă întreb pe mine, eu am mai fost pe aici? Cred că ceva în felul ăsta, dacă au discutat preoții, mă, ce zici, se oprește apa sau nu se oprește? Poate că unul mai credincios o zis, eu cred că se oprește, că așa a promis Dumnezeu. Celălalt o fi zis, nu știu, o să vedem când ajungem acolo, Domnul știe. Dar ce este important, că oamenii ăștia au mers până au ajuns cu picioarele în apă. Și când au ajuns cu picioarele în apă, nu știu cum a lucrat Dumnezeu, dar s-a oprit apa. Și apa de la vale a curs și s-a deschis Iordanul, fraților. Și trece poporul ca pe uscat, dar ascultați, un lucru foarte interesant. După ce trece poporul ca pe uscat, Dumnezeu îi poruncește lui Iosua și îi zice așa, în albia râului, în mijlocul apei, acolo să pui 12 pietre, să faci un morman de pietre. Pe acolo va trece râul din nou. Și apoi să mai ia de acolo 12 pietre și alea să le facă grămadă dincolo de Iordan. O grămadă să fie pe uscat și o grămadă să rămână în râu. Până în ziua de azi nu am înțeles exact taina asta. Am zis, Doamne, că au luat ei bolovanii ăștia și au pus pe marginea râului, asta o înțeleg. Pentru că Dumnezeu a zis așa, când va veni următoarea generație, când vor veni copiii voștri, când vor veni nepoții voștri și vor vedea grămada asta de pietre, că s-a așezat oarecum organizat aici și vă vor întreba, mamă, tată, bunicule, ce înseamnă pietrele astea aici? Voi să le spuneți la copii și la urmașii voștri, mă copii, mama și tata și bunicul au trecut pe aici, pe râul ăsta, ca pe uscat, Dumnezeu l-a oprit. Aleluia. Voi să știți că Domnul nostru, stăpânul nostru, e un Dumnezeu al minunilor. Amin. Asta o înțeleg, dar în mijlocul apei, în centru albiei, acolo, a venit apa și s-a dus. Și am zis, Doamne, asta pentru ce le-au pus acolo? Și am zis că, zic eu de la mine lucrul ăsta, că n-am găsit în Scriptură, dar am zis că asta le-au pus pentru râu și pentru diavolul. Că diavolul să știe și el, că el le vede și el știe că-s acolo. El n-are nevoie de alea de pe malul mării. Și până și râul, să nu uite râul ăla, că apa vine tot nouă. Și fiecare găleată de apă care trece pe acolo, să știe că într-o zi Dumnezeu a oprit Iordanul, pentru că Domnul este Dumnezeul minunilor. Dar trebuie puse anumite pietre de aducere aminte, ca poporul să-și aducă aminte ce fel de Dumnezeu slujesc. Domnul nostru este împăratul cerului și al pământului. Domnul nostru este cel care l-a trimis pe Iisus Hristos la Calvar și a plătit prețul. E datorită Lui că suntem aici. Și seara asta, zilele acestea, ies
îi o piatră de aducere aminte. Și ne aducem aminte că Domnul este un Dumnezeu al minunilor. Ne mai aducem aminte, citind în cuvântul Domnului, că altarul acesta format din pietre poate să fie dărâmat. Altarul ăsta poate să fie dărâmat. Și m-am bucurat foarte mult la gândul adus de fratele Dorin prin Duhul Sfânt, ca să ne uităm în inimă, că Dumnezeu are de-a face cu inima noastră și e mai important ce e în inima noastră decât ce e în chivot. E mai importantă atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Mai puțin trebuie să fim preocupați de ce face Dumnezeu, că Dumnezeu face lucrarea Lui. Mai mult trebuie să fim preocupați de atitudinea noastră. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Împărați, capitolul 17, Ilie Tishbitul se apropie într-o zi de mare însemnătate pentru popor. Într-o zi în care poporul trebuia să se întoarcă spre Dumnezeu, într-o zi în care poporul șchiopăta de amândouă picioarele, într-o zi se apropia de mormanul acela de pietre, care era pe muntele Carmel, cândva erau 12 pietre așezate sub forma unui altar. Și Scriptura spune că altarul era sfărâmat, altarul era dărâmat, pietrele nu mai erau așezate la locul lor. Și Ilie trebuia să aducă jertfa. Și Ilie a știut că înainte ca să aducă jertfa, înainte ca să rostească rugăciunea, înainte ca să aștepte binecuvântare de la Dumnezeu, înainte de toate acestea, el trebuie să dreagă altarul. Și el a zis, luăm fiecare piatră și o punem la loc. Frate și soră, iubitul meu prieten care ești în casa Domnului, în seara aceasta, știu că noi toți vrem să-L vedem pe Dumnezeu lucrând și Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Lui. Dar vreau ca să nu uităm responsabilitatea pe care o avem noi vis-a-vis de altarul care este în inima noastră, care este în casa noastră, care este în viața noastră. Poate că altarul trebuie dres. Altarul participării la casa Domnului. Unii sunt de lăsători și chiar venim pe drum cu fratele Iosif când m-a dus de la aeroport. Vorbeam că în unele biserici nu mai e program duminică seara, în cele mai multe biserici nu mai e program duminică seara. După mintea unora n-ar trebui să fie nici duminică dimineața, să-l facem de la internet, că e mult mai confortabil cu cafeaua în mână, în pijama și în papuși de casă și să dai volumul când vrei și să-l oprești când vrei și să fie așa ca o glumă. Cum este altarul acesta al vieții tale? Pentru că ții minte și ține minte când ne-am întors la Domnul, în dragostea din tâi, nu te săturai să stai în prezența lui Dumnezeu, dar întrebai, mai este rugăciune undeva, mai este o slujbă undeva, căutai, erai interesat să vezi unde mai este un loc unde se adună copiii Domnului ca să ai părtășie, ca să te rogi. Slujbele nu ți se păreau lungi. Pentru că n-are cum să ți se pară o slujbă lungă atunci când inima ta e împărtășie cu Domnul și atunci când simți și știi că Domnul este acolo și te binecuvintează. Cine se plictisește de binecuvântările Domnului? Cine ar putea să spună, pentru mine părtășia cu Domnul nu e așa de importantă? Un copil adevărat al lui Dumnezeu, fraților, e flămând după părtășia cu Domnul. Slujbele noastre, dacă au o frumusețe, mai mult decât predica, mai mult decât cântările frumoase, mai mult decât poeziile recitate, că așa ca românii poeți nu cred că îi nimeni pe fața pământului. O binecuvântat Dumnezeu poporul român și cu poezie și cu o limbă care îi făcută pentru poezie. Limba noastră e creată pentru poezie. Nu cred că mai este o limbă pe fața pământului. Dar mai frumos, fraților, mai frumos decât orice facem noi în casa lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu și este ce face El în inimile și în viețile noastre. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori,
Altarul Domnului trebuie dres. Participarea la casa Domnului, dărnicia, pacea în familie, pacea și armonia între frați, toate astea trebuie așezate la locul lor, pentru că atunci când altarul este dres, atunci se coboară Dumnezeu și aprinde jertfa, binecuvântat să fie numele Lui. Și noi ne rugăm și dorim ca orice altar de aici să fie dres după placul Domnului. Domnul să fie mulțumit, Domnul să fie satisfăcut, nu-i pentru noi, ci pentru Domnul și înaintea Domnului. El să privească cu plăcere înspre jertfa, așa cum a privit înspre jertfa lui Abel. Și apoi, o piatră de aducere aminte, ne aduce aminte că Domnul este Cel care dă biruință, pentru că lucrarea este a Lui. Lupta este a Lui. Ce a spus Samuel? Până aici? Până aici cine? Domnul. Până aici Domnul. Domnul este Cel care dă biruința. Psalmul 23, Psalmul păstorului. Domnul este Cel care ne dă, Domnul este Cel care ne poartă de grijă, Domnul este Cel care ne poartă în pășuni verzi, Domnul ne duce la izvoare de odihnă și El le face pe toate acestea. De ce? Din pricina cui? Din pricina numelui Său. Domnul lucrează din pricina numelui Său și a harului care L-a împărțit peste poporul Său. Frați și surori, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă, Dumnezeul Cel Atotputernic. Yes, El este Cel care dă biruință. De câte ori ai mers la spital și n-ai știut dacă mai vii acasă? Știi că mulți oameni merg la spital și nu se mai întorc acasă. Când ai fost poate ultima dată și ai zis, nu știu ce va fi, nu știu la ce să mă aștept? Dar ai strigat către Domnul și Domnul a ascultat. Când a fost ultima dată când te-ai pus pe genunchi singur în cămăruța ta și ai zis, Doamne, aici numai Tu poți să intervii. Am încercat toate variantele. Numai Tu poți să lucrezi. Poate a fost o problemă între soț și soție, poate e relația cu copilul, poate e o problemă de sănătate, ai mers înaintea Domnului și ai spus, Doamne, eu nu mai pot. Doamne, eu nu mai știu ce să fac. Și Dumnezeu a intervenit. Știi că e bine să-ți aduci aminte, adu-ți aminte. În zilele în care ți este greu, diavolul îți aduce aminte de înfrângeri. Și îți aduce desnădejde în suflet și zici, nici nu mai știu ce să fac. Dar eu în seara asta tendem să-ți aduci aminte de biruințe. Amin. Să-ți aduci aminte de ziua în care Domnul a primit. Domnul a răspuns, Domnul a lucrat, Domnul a intervenit. Să-ți aduci aminte de ziua în care Domnul a făcut minuni în viața ta. Amin. Pentru că noi suntem azi aici, datorită faptului că Domnul a lucrat în viețile noastre. O, de câte ori n-am avut rugăciuni de biruință. Poate dacă mă duc mai departe, a fost ziua în care am trecut frontiera. Noaptea în care am trecut frontiera. Pentru unii nu e așa mare lucru, dar pentru noi care am trecut pe acolo a fost și nu a fost la toți la fel. Dar noi am fost trei băieți. Noi am fost trei băieți la 24 și 22 de ani. Deci trei băieți. Sora mea cu 2 ani mai mare ca mine, la 26 de ani, însărcinată în luna 5-a. Nepotul meu de 10 ani și alt nepot de 4 ani și jumătate. Și am mers să trecem frontiera. Și cu genți, cu noi, că am avut geantă. Cu Biblie, cu caiet, cu haine, că nu eram așa bogați. Noi ziceam că am venit cu punga de un leu.
Știți cum era pe vremea aceea punga de un leu? Cam atât am avut și noi. Noi așa că ne mutăm. Noi ne-am mutat din România cu o geantă. Dar am avut geantă cu noi, fiecare. Băi, la frontieră nu se mergea cu geantă. Oamenii care știau să treacă frontiera nu mergeau cu geantă, mergeau cu hainele de pe ei și la curia aici avea o pungă legată cu o conservă, cu o felie de pâine, cu o ciocolată sau mai știu eu ce și cu o sticlă de apă, băiete, să poți să fugi, să poți să te miști. Nu te duci cu femeia însărcinată, cu copii după tine și cu geantă. Noi n-am știut cum se trece frontiera. Noi am mers la frontieră pentru că am avut încredințarea că Dumnezeu va fi cu noi. Și pe lângă mine s-au adăugat băieții, prietenii, că am vorbit cu ei și au zis, bă, dacă Domnul e cu tine, va fi și cu noi. Și când i-a spus la sora mea, sora mea a zis, bă, dacă Domnul va fi cu tine, va fi și cu noi. Dacă voi treceți, o să trec și eu. Dar nu-i lua și pe băiatul meu. Și atunci fratele meu mai mare a zis, din Iugoslavia era, zice, mă, ia-l și pe băiatul meu de 10 ani. Că dacă Domnul e cu voi și vă ajută să trece, și el trece pe lângă voi. Și a mers așa ca nebunii. Că asta, credința, e un fel de nebunie, că nu poți explica. Că oricine te ascultă și ăia care ne-au prins, au zis că am fost nebuni, dar nu ne-au prins dincoace de frontieră, ne-au prins dincolo de frontieră. Că după ce am trecut frontiera și mi-ar trebui o jumătate de oră, că am scris asta în caiet, în vreo 14 pagini, am nevoie de caietul ăla, frate Iosif, am scris în vreo 14 pagini tot ce s-a întâmplat ca să nu uit vreodată. Sunt 14 pagini scrise cum a fost trecerea asta. De la ora 11 după masa, noaptea, 11 noaptea, până cred că a fost 2 și 13 minute. Acolo am scris că ne-am uitat la ceas, cât e ceasul. Când am ajuns în lanul de porumb dincolo. Și când am ajuns în lanul de porumb, cum am ajuns? Vă spun, povestea asta e foarte lungă. A fost absolut o minune. Cum Dumnezeu ne-a ajutat și cum a fost o gaură în gard acolo, că am sosit la un gard și am zis, dar nici noi nu trecem gardul și am zis, bă, dar n-avem clește cu noi. Păi eu nu m-am gândit să iau clește. Păi dar cum te duci, mă, la frontieră și să treci gardul fără clește? Păi George, du-te și vezi, poate e o gaură în gard undeva. Și au ieșit la gard și gaura era acolo. Noi am ajuns la gaura din gard. N-a programează lucrurile astea. Și am intrat prin gaura din gard și am ajuns. Și când am ajuns și am văzut că am scăpat, și minunea lui Dumnezeu că am scăpat, și am scăpat toți, și am îngenunchiat acolo în lanul de porumb, și am strigat către Dumnezeu, știți care a fost rugăciunea noastră? Asta a fost rugăciunea mea și am strigat către Dumnezeu și ceilalți s-au rugat împreună. Și am zis așa, Doamne, dacă de azi înainte Tu nu ne mai asculți nicio rugăciune în mod special. Dacă de azi înainte nu mai faci nicio minune, nici nu mai trebuie să faci nicio minune, că ce ai făcut până azi e suficient ca să ține minte toată viața și să declarăm cât ne ține pieptul și corzile vocale, că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și că Tu, Doamne, poți să izbăvești și că Tu, Doamne, poți să lucrezi. Și am zis, nu mai ai nevoie să faci nimic, nu mai cerem să faci lucruri extraordinare. Dar Dumnezeu a făcut lucruri și mai frumoase. După aceea și în ziua următoare și în următorii pași și toți cei aproape 40 de ani în America și apoi lucrarea lui Dumnezeu în biserică și apoi dumneavoastră aici la 20 de ani puteți să spuneți, Domnul este Cel care dă biruință. Ce a spus Gedeon, când a fost trimis de Dumnezeu să lupte și din 32.000 au rămas 12.000 și din 12.000 au rămas 300. Ai, ați făcut un calcul, eu l-am făcut cândva, e cam 1 la 400. Asta a fost diferența în armată, fraților. Un evreu la 400 de madianiți. No, du-te tu și te lupte la 400. Mă, dacă ai oameni care se țin tari, îi duci 1 la 4, nu? Merge 1 la 4, dacă e bătăuș, dacă e luptător, dacă știe, se duce cu 1 la 4, merge și cu 1 la 10. Hai să zicem 1 la 10. Dar nu-s toți ca și ăla mai tare.
Că poate unul nu duce numai doi. Care ar fi media? 1 la 400. Și după ce Dumnezeu a dat biruință, ce a spus poporul? Sabia Domnului. Domnul e cel care a dat biruință. Fraților, biruința nu e număr, nu este în armată, nu este în infanterie, nu este în avioane, nu este în tancuri. Biruința este în numele Domnului. Și noi în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, ne aducem aminte de momentele vieții noastre în care Domnul a intervenit, Domnul a izbăvit și Domnul a lucrat. Și facă Domnul și în seara asta să fie unul din acelea. Că poate este cineva care așteaptă chiar în seara asta. Da, e o seară a bucuriei, dar poate cineva e bolnav. Este o seară a bucuriei, dar poate are cineva un copil care s-a depărtat de Domnul. Da, e o seară a bucuriei, dar se confruntă cu un viciu, cu o problemă serioasă pe care nu o cunoaște nimeni. Da, este o seară a bucuriei, dar are o povară. Și în seara asta ne rugăm, fraților, că dacă noi putem să facem ceva și e partea noastră ca să facem, cum fratele Mogo spunea la început, și asta e foarte important, partea noastră este să ne rugăm și să credem. Și Dumnezeu face ce nu putem noi să facem. Nu noi facem minuni, Dumnezeu face minuni. Noi suntem cei care ne plecăm înaintea Lui, depindem de El și spunem, Doamne, Tu ești totul. Noi suntem ai Tăi, Tu ne-ai mântuit, ne-ai șters păcatele, ne-ai salvat, ne-ai scris numele în ceruri, suntem ai Tăi, ne treci prin valea plângerii, dar avem nevoie de intervenția Ta și Dumnezeu poate să intervină. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Nu știu dacă sunt frați sau surori, cu diferite motive. Ne putem ruga pentru cei care sunt bolnavi, dar nu numai pentru cei care sunt bolnavi, că de-a lungul vieții și a experienței am văzut că sunt probleme care sunt mai mari și mai dureroase decât o boală și o suferință trupească. Dar poate că sunt și din aceia care suferă în trup și ne rugăm pentru cei care suferă în trup. Dar ne rugăm și pentru cei care se confruntă cu altfel de probleme. Și la noi, la români, nu-i bine ca să fim prea specifici. Asta am văzut, o fi o slăbiciune a neamului nostru. Nu-i bine să fim prea specifici, că la oameni le rușine sau le frică să nu eticheteze cineva, că o ieșit pentru motivul ăsta sau ăsta. Și noi încercăm să generalizăm și facem lucrul acesta și zicem, nu rămâne la locul tău, nu te penaliza singur crezând că cineva te va judeca sau te va condamna. Pentru că n-are un motiv să facă lucrul acesta. Că nu știe nimeni, în final numai Dumnezeu problema cu care te confrunți. Poate să fie o boală în trup, poate să fie o boală altcuiva din familie, poate să fie neascultarea unui copil, poate să fie lipsa de pace în familie, poate să fie o problemă imposibilă la servici, poate să fie o mulțime de probleme cu care oamenii se confruntă. A spune că nu avem sau că noi suntem prea încrezători în noi înșine și să n-avem curajul să venim în fața Domnului, asta este greu de acceptat. În seara asta, dacă este cineva care vrea să vină și să ne rugăm, ne rugăm împreună cu dumneavoastră, a venit înaintea lui Dumnezeu, nu este o rușine și nu trebuie să fie o teamă că oare cine ce va zice despre mine, că doar noi depindem de Dumnezeu, frați și surori. În ziua necazului am strigat către Dumnezeu. În ziua suferinței am strigat către Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului. Dacă este cineva, ne rugăm în mod specific pentru cei care sunt și vor să vină înaintea Domnului. Vreți să ridicați o mână dacă este cineva care vrea să vină înaintea Domnului și să ne rugăm? Mijlocim pentru dumneavoastră. Vă rugăm, îndrăzniți să veniți înaintea Domnului. Nu știu dacă am putea să cântăm din nou cântarea frumoasă care s-a cântat la început. Am făcut poză.
Am făcut poză la cântarea aceea că vreau să o duc acasă. Nu s-a cântat de multă vreme, cel puțin la noi, și nici n-am auzit de multă vreme. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare ca pe muntele cel sfânt. Aici să fie casa unde ochii tăi zi și noapte spre noi vor privi. Aici să fie casa unde frații mei cu rugăciuni, cu laude vor veni. Atunci când va intra aici străinul, din pricina numelui tău sfânt, să fie ascultat, să-i dai alinul, că tu ești Dumnezeu și tu ești sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa că o să venim în timp ce cântăm împreună cu frații slujitori, cum ne-am înțeles cu fratele Iosif și cu cei care au ridicat mâna. Veniți în față, ne rugăm pentru dumneavoastră.